În fiecare an, pe 24 februarie, sărbătorim dragostea, dar nu oricum, ci cât se poate de românește. Dragobetele este zeul iubirii în panteonul mitologiei noastre și aduce nu numai armonia în cuplu, ci și reînvierea naturii. De aceea, în popor, se mai spune și cap de primăvară. Dragobetele este acea zeitate din panteonul nostru românesc, care este asemuit cu fiul babei Dochia. În vremurile de demult, de Dragobete era mare sărbătoare în satele românești. Tinerii ieșeau împreună la pădure și încingeau o horă pe cinste. Dacă îi plăcea flăcăul, fata se lăsa sărutată, iar cei doi rămâneau împreună tot anul. Din acest motiv se spune că Dragobetele sărută fetele. Acum nu se prea mai păstrează tradiția, dar tinerii nu uită că de Dragobete trebuie neapărat să-i spună partenerului „te iubesc”. Da, pe coastă, da, dură, așa se răstorna. Da, pe pădure. Și făcea cadouri prietenului? Da, făcea cadouri, făcea flori, le-a dat flori, le-a dat de toate. Te fac cuvinte pentru iubita ta. O iubesc mult. Te iubesc foarte mult și vreau tot timpul să fii lângă mine. Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit? Pe el. Dragobetele trebuie ținut cu orice preț. Se spune în popor că dacă nu se ține dragobetele, tinerii nu se vor îndrăgosti în anul respectiv. Așa că astăzi, în mai multe școli din Craiova, au fost organizate manifestări speciale dedicate patronului iubirii. S-au pregătit foarte frumos, zicem noi, și foarte bine. Au realizat aceste desene în timpul orelor de educație plastică și au venit cu mare bucurie aici să le expunem și să fie admirate și văzute și de alții, nu numai de copiii noștri de la Carol. Ai auzit prima dată de această sărbătoare? Prima dată am auzit acasă și am întrebat, ce sale, ce sale? Iar atunci părinții mi-au explicat că este o sărbătoare a noastră românească. La Casa de Cultură Traian Demetrescu, îndrăgostiții au avut parte de o surpriză în premieră în România. Casa de Cultură Traian Demetrescu din Craiova organizează un atelier unic până acum în orașul nostru, anume de scrapbooking, o noutate pentru orașul în care trăim, cu o artistă care a învățat această meserie în Suedia, Veronica Svanström, craioveancă de-a noastră, dar care a adus pentru prima dată pe meleagurile noastre această artă a scrapbooking-ului, adică de a face albume felicitări din obiecte care ne stau la îndemână, obiecte, să spunem, cărora nu le mai găsim o utilitate neapărată. Se spunea undeva că scrapbooking-ul este a face ceva nou din vechituri. Practic, nu există nicio limită a fanteziei în această artă. Tradiția populară spune că de dragobete are loc logodna păsărilor. Așa cum în prag de primăvară, acestea își aleg partenerul de viață și își fac un cuib, așa și tinerii care sărbătoresc împreună iubirea, tot împreună vor rămâne toată viața.